Amintesc copilăria noastră, când se stătea la coadă ca să-ți cumperi mașină. Exact. Și Olsitul era mai ușor, la un moment dat, era mai accesibil decât Dacia. Discurile cu frână, de frână ventilate se pot vedea și sunt puse la cutie, deci poți să le pui mai mari, nu te împiedică dimensiunea jantei. Oricum. Deși toate sunt noi, adică... Față de bătrâna Dacia sau de contemporan Dacia, e mult mai ușor de condus timoneria. Uite, mașina asta pentru anii din care vine, are o ergonomie interioară bună. Uite-le cât sunt eu de mare. Scaunele. Și uite, scaunele uite, confortabile. Susținere, adică n-are servofână, servodești, ești legat de mașină complet. Trebuie să fii chiar șofer. Nu merge rău. A, nu? Deci nu merge rău, să știi. Adică, gândește că 86, asta trebuie să gândești, că sunt pe Pavec, ți-aduc din 2010 o mașină și adică ați avut și voi. Deci... Știu, e o parte din istoria noastră, din copilăria noastră, din adolescența noastră. Pe bancheta din spate am mers, am dormit, am aia, după aia am trecut direct în față, culmea, în dreapta noastră, asta mama. Uite cum se ține, observi? Păi asta zic, deci mașina, tu mergi pe aici cu 70. Cum mai merge cu orice altă mașină din prezent. Da. Am fost la Poiana Brașov, pe Serpentele la deal, am depășit vreo nu știu câte loganuri de 1.6, loganul la 1. Chiar scria pe spate, nu 1.4. Tratativele de demersurile pentru fabrica au început în 77, pare. Da. Îmi lau o vorbă că în Franța, în fabrică, ar fi existat un tablou al lui Ceaușescu. E parcarea plină, după cum vedeți, pentru că este o zi de ștrand. Iar eu nu sunt nici la ștrand, nu sunt nici la mare. Însă am adus marea la Craiova. De partea cealaltă a camerei, dar vă mai țin puțin în suspans, este unul dintre voi, unul dintre miile de urmăritori, unul care mi-a devenit și prieten, care atunci când am fost la Constanța mi-a pus mașina lui la dispoziție și m-a lăsat să o alerg pe bulevardele orașului. Am scăpat și cu permisul și fără amendă și așa mai departe. Dar el, ca mulți dintre voi, este un pasionat al lumii auto. Și pe lângă mașina care am condus-o la Constanța, astăzi a venit la Craiova la un eveniment despre care să ne povestească tot el, cu o mașină făcută la Craiova. El este Răzvan Popa, prietenul meu de la Constanța. Bine ai venit aici în parcarea noastră. Bine v-am găsit. Ce faci? Da. Am ajuns la Craiova. Eu n-am fost niciodată în Craiova, din păcate. Unde s-a fabricat Olsitul. Și practic am venit unde a fost și tatăl meu acum în 87, mașina e fabricată 86. El a cumpărat-o în 87, că așa era pe atunci. Am înțeles. Adică aveți mașina asta de 35 de ani? Da. Tu câți ani? Acum am 42. A, își dă seama cu mine. Da, te-mi dă seama. În 87, deci oricum, aveam 7 ani, făceam 8 ani. Am înțeles. Clasa 1 am început-o cu asta. Păi și practic, astăzi a fost întâlnirea de 40 de ani A Asociației Olsi Fan Club România. Da. În 82, practic, oficial a început comercializarea Olsitului. Întârziată, foarte mult întârziată. Și de asta am considerat noi acum. Și practic mașina asta e la voi din de atunci. Da, în familie. A fost a tatălui tău și eu eram oricum clasa 1 atunci, cum ți-am zis, am crescut cu ea, m-a luat de la școală, m-a dus la bunici, m-am dus în vacanțe. La 18 ani mi-a lăsat o mie. Ei și-au luat un Sielă tot de la Craiova. Tot de la Craiova. Da? Și deci adolescența am petrecut-o tot cu mașina asta. Pe ea am învățat să conduc. Deci școala am făcut-o pe o Dacia după aceea, dar pe aia am învățat să o conduc și la școală, la facultate.
Oricum, deci e în familie, e un fel de ca un pet așa pentru noi. E de apreciat atenția asta atât a tatălui tău care a ținut toată ția în producția, dar tot ție și ataca. Da. Bă, oricum mașina bănesc a suferit niște transformări. Recondiționare, dar transformări majore nu. Ce model este? Deci e o Club 11R, Ursi Club 11R din 86. Practic era ce se putea mai bun pentru vremea aia comercializat în România. Adică avea ceasul sus. Da, era opțiune. Da. Oglinzi stânga-dreapta, astea sunt puse de mine ulterior, erau fixe, astea sunt reglabile din interior. Așa. Turometru, iarăși, electronic și mie era opțiune. Vopseaua metalizată, iarăși, e puțin nuanța schimbată față de cea originală. Păi cred că vopselele din prezent au altă rețetă față de cele de atunci. Eu am ales, am vrut să seamănă foarte mult, dar nu e identic. Oricum, Orsitul este o a doua mașină făcută în România după un model francez. Practic, ele 100% francezesc, adică ca și categorie, ca și concepție, design. Este un Citroen AX... Axel. Exact cum am pus eu acum, eu am pus că e o clonă, gen. Da, vezi, pe farul la fel scrie Citroen, poți să filmezi. Da, practic, în urma prieteniei româno-franceze și a vizitei lui Charles de Gaulle la Craiova, se face a doua fabrică de autoturisme. Da, exact, tot cu francezi. Da. A fost singura societate mixtă de pe vremea, deci într-o țară comunistă. Deci era mixtă. Era capital nu jumătate. De aia era Old Seat. Nu era, era 60 cu 40 ceva, nu mai țin minte exact, dar de aia s-a și numit Old Seat, adică Old și Seat, jumate. De aici a plecat și denumirea. Deci era singura societate mixtă SA pe vremea aia. La Dacia era altă, a fost Dacia, Renault 12 era altceva. Și practic s-au construit și sub sigla Citroën și cu serie de Citroën cu VF, așa. Serie erau, de Franța, adică. Da. Dar erau, cum zice, pe benzi diferite de montaj. Am înțeles. Și în țările comuniste, în blocul comunist, se vindea Old Seat-ul, se exporta, adică, iar în celelalte, gen Franța și Olanda și așa, era sub numele de Citroen. Dar ele s-au fabricat, mulți fac confuzia asta, dar ele s-au fabricat numai în Craiova. Deci modelul ăsta nu s-a fabricat în altă parte. N-a fost ca Dacia să fabrice în Turcia, în Maroc, în Renault 12, adică gen. Deci numai aici. De aia este foarte rar, de aia există foarte puține piese și așa. El are în comun motorul, cutia cu Citroen GS, dar restul componentelor sunt... Nu mai... Oricum, pentru anii din care generația de când vine, un ștergător amplasat central care acoperă cursa lui și curăță parbrizul. Practic, din cauza parbrizului, este parbriz panoramic, dacă te uiți, este foarte bombat. Deci e și aerodinamic și de asta s-a putut folosi un singur ștergător. Dacă era din ăsta dreptunghiular, n-aveai cum să folosești. Trebuia ca la Mercedes să aibă un excentric. Eu mi-amintesc copilăria noastră. Când se stătea la coadă ca să-ți cumperi mașină. Da, exact. Și Old Seat-ul era mai ușor, era mai accesibil decât Dacia. Cel mai greu de cumpărat era Aro. Aveau numai ciobanii, câte două, trei. Rar și aia, dar mai mult nomenclaturiștii. Și mi se pare că Old Seat-ul era un pic mai ieftin decât Dacia. Un pic, dar totuși nu știu, cu opțiuni, știu că a dat destul de mult pe el atunci. Bine, românul care vroia patru uși și portbagaj. Da. Însă Old Seat-ul este o mașină dinamică. Da, a fost sport. Deci motorul e boxer, răcit cu aer. Păi deschide și capota chiar așa. E de origine Citroen. Și practic Old Seat-ul este, și Citroenul Axel în principiu, este ultimul Citroen veritabil. După aceea a fost preluat de Peugeot. Da, se fac platforme comune, se schimbă. Și nu mai se pierde ce avea Citroenul. Deci motor boxer, răcit cu aer, are și răcitor de ulei. Da. E un radiator. Celebrul carburator care dublu corp. Câțiva meseriași în Craiova știau să ți-l regleze. Pentru că Old Seat-ul era pretențios cu benzina proastă din acei ani. Și acum îi bag numai 99, numai dacă îi bag mai jos, ce că neva. Mi-amintesc că este un motor cu distribuție pe curea. Da, și două, fiind boxer, are două curelele românești se rupeau. Da. Și dacă aveai pile și relații, puneai, făceai rost de curele Pirelli, exact. Care erau mult mai rezistente. Asta așa a venit din fabrică, a fost cu piese franțuzești făcut atunci. Roata de rezervă tot aici, specifică Citroen, pentru că dacă motorul boxer e foarte plat. Deci, mașina este foarte dinamică și acum, pentru că centrul de greutate este coborât. Da. Discurile cu frână ventilate se pot vedea și sunt puse la cutie, deci poți să le pui mai mari, nu te împiedică dimensiunea jantei. Deja trebuie să împătrești pe maxim. Și discuri de frână și pe spate. Da. Și independentă, pe spate și pe față. Putem logic. Să-i filmăm seria. Da, dacă uite aici. Ah, seria de carosie sau de motor. Oricum,
Ai muncit un pic. De câte ori, chiar în toți anii în care ați avut-o, de câte ori a fost, să zicem, a fost vreodată reconstruită total? Sau? Da, mai fost odată, nu știu, prin 2012-2010, pe atunci, a mai fost vopsită integral odată. Dar tot așa, n-a avut rugină, petice, deci nu am pe aici... Pur și simplu, na, datorită intemperiilor, vremii ce aici, mi-am mai lovit-o deja. O ții afară? Nu mai țin afară. Am un loc unde le țin, unde țin, da. Acoperit, așa. Nu țin nici închis ermetic într-un garaj, că nu e bine. Aerisi foarte bine, dar... Dar roțile nu sunt ale ei. Da, astea nu sunt. Mi-ai spus ceva exact, despre ele. Exact, sunt de Citroen Axel, era opțiune pe Citroen Axel, deci numai pentru export. N-aveai cum să... Sau doar tot așa, nomenclaturiștii sau cupile își mai luau prin România. Numai din Belgia. Da. Și sunt RX-uri, cauciucurile sunt Michelin special făcute pentru aceste jante, sunt undeva 13,5, adică sunt nici 13, nici 14. Sunt o raritate, sunt foarte scumpe, nu se mai găsesc, nu se mai fabrică și eu le țin numai de paradă, adică alea pe 13 cu capace le țin pentru drum și asta de expoziție. Așa de... Am înțeles. Da. Arată foarte bine, să știi, dacă am dat timpul înapoi așa. Da. Acum 35 de ani, noi am fi la joacă pe aici cu copiii, bine, nu exista parcul, era doar o pădure atunci. Pe ce? Când a adus-o tata, m-am uitat în ea, mi s-a părut chiar o zeneu, că, na, uite. O să-i filmăm și interior și o să mergi tu cu ea pe traseul nostru pe aici. E mai și ca eu să pot filma. Da, e mai, da, asta e mai greu să te obișnuiesc. Oricum, față deși de, toate sunt noi, adică... Față de bătrâna Dacia sau de contemporan Dacia, e mult mai ușor de condus timoneria, frânele. Eu mi-l amintesc din anii respectivi. Păi în Dacia nu nimere vitezele, eu m-am chinut cu mașina de școala de șofer, deci nu nimeream. Celebrele probleme de dus la munte cu Dacia sau la mare, exact. Când fierbea. La vale, frânele se încingeau, ăsta, da. Da, adică... discuri și pe spate, la fel. Au și plăcuțe cu senzor și cu martor în bord. Gândește-te atunci, urle mașina au acum. Foarte interesant, suspensia spate. Da, da. Citroenul este, cred că este o mașină, nu e o compactă, e o mașină de clasă mică. Nu. Deci a fost comparată cu Golf 1. Deci este o compactă. Deci, da, toate s-au mărit în dimensiuni, dar asta era dimensiunea de compactă, Golful. Adică clasa Golfului era compactă pe vremea. Ai dotările anilor respectivi, da, ai celorlalți, cu discuri de frână pe spate, oglinzile electrice, reglabile. În interior, da. Bine, nici oglinda asta nu mai e original. Am una, dar trebuie să caut soluții de lipit. Era lipită pe parbriz, tot ca la astea moderne. Deci asta este o invenție făcută acum. Să am ceva până găsesc soluția de lipit. Dar e greu să găsești piese. Da, da, da. Pentru că s-au fabricat, ți-am zis, numai în România. Și mai are piese comune cu Citroenul GS. Dar foarte puține la motor, la plăcuțe, la nu știu ce. Dar de asta e foarte greu cu piesele. Și tu avem singur, noroc că suntem singur ce o faci? Nu neapărat singur, adică suntem în asociația asta de Old City Fan Club, că așa ne ajutăm foarte mult între noi. Suntem o comunitate mai mică, mai selectă, pentru că suntem mai puțini, daciile sunt mult mai multe. Și atunci suntem altfel de oameni, că asta e greu de înțeles. Adică dacă n-ai avut, toți au avut. Hai să-mi iau și un Old City, nu știu ce. Nu, toți au avut în familie, au avut ceva, trebuie să fi fost ceva o legătură, altfel n-are cum să-ți deschizi și portbagajul, da, și apoi mergeți, ne plimbăm? Da. Cu Caion, oricum, tu ai venit cu ea, ai mai fost odată în Oltenia de curând, că ai fost pe la Rânca. Da, nu, pe la Târgu Jiu am fost pe acolo. Adică, totuși, Constanța-Oltenia sunt 4-500 de kilometri. Am fost la Călimănești odată, adică numai distanță, când merg, apoi merg. Nu. Păi, acum am niște, da. De compactă, se rabatează exact ca la astea moderne, uite, de aici se dă, pac, și se dă. Impresionant. Da. Lucruri care de aceea nu le avea. Nu. Niciodată. Da. Capitonaj, uite, pe aici, vezi, adică totul... Asta mascat. E mocheta originală, adică nu era tablă pe nicăieri, uite, și aici totuși are un plastic să nu se vadă urât. Și că mașini din prezent care da, nu au da, aici. Da, știu. Nimic. Bine, astea sunt puse, așa, asta nu existau pe vremea aia, se ridica cu mâna și așa, dar i-a pus tatăl meu ca la astea moderne. Ce diploma ai primit aici? Da, asta odată când am fost pe la... sunt ale noastre, așa, cum să zic... De participat, da. Oricum e bine că sunteți. Am văzut și eu, nu sunteți chiar puțin, să știți. Da, o comunitate în creștere, da. Și am văzut mai... nu numai de vârsta noastră sau mai în vârstă, am văzut și de toate. Mai tineri. Păi, sunt adică... mai tineri care au tot ca și mine, dar aici, sunt generații mai... La Craiova știi cum a fost. Generația mea le-a prins. Când ne-am făcut mari, prima mașină All Seat. Tuning, roți, două bări de torsiune. Da. Roți mai mari și așa mai departe. Făceai din ea o mașină care avea oarecum performanțele unui Golf de 1.6, chiar de 1.8, că motoarele se umbla prin ele. Pe alea de raliu erau cu jiglare mai mari. Cu...
Exact. Adică aveai potențial. Avea potențial, știi? Boxer și de turație și chiar turații mari duce. Chiar, 6500. Cu ce ulei merge mașina asta? El normal 15W40 era atunci apetit. Dar Citroenii și francezii aveau 20W, adică cu o scară mai sus, cum ar fi. Da. Și de asta am pus și eu acum. Am înțeles. Da, asta a stricat mult la început, pe vremea aceasta, că uleiul era prost românesc, nu se găsea. Și asta strica motorul înainte. Nu că e proastă sau că nu știu, dar nu erau uleiurile la calitatea. Și mi-am amintesc. Benzina iarăși proastă. Benzina proastă, e cea mai mare dinamică. După revoluție, ulei bun, benzină, altfel mergea mașina, țin minte și acolo. Ceaușescu a mers foarte prost. Tata mereu se plângea cu că ulei, că benzină, că nu știu ce. Am avea noroc că se țineau raliul și ăștia de la raliu mai vindeau din ulei, din piese și voi la Constanța aduceați vapă benzină? Da. Da. Și... Dar mie tot așa, mi-a plăcut clasic, adică nu am transformat-o nici când am fost, când mi-a dat-o mie, mi-a plăcut mereu din fabrică. Ce așa vrei să faci cu ea pe termen, de acum înainte? Asta o țin toată viața, e clar că are valoare sentimentală pentru că tatăl meu nu mai este. Pare rău. Da, și asta clar, deci nu mai e. Merită ținută, să știi. Și am mai luat încă una a unei cunoștințe și mă apuc și de aia la altă. Și aia o să văd ce o să fac. Oricum, asta e... ele sunt valoroase cele restaurate și valoarea lor va crește, da, pentru exact, că nu mai e ca înainte, găseai cu 500 de lei pe OLX, plus că tehnologia din ele începe să nu mai existe, nu mai face nimeni mașini pe carburație. Motoare boxer se mai fac, dar pe carburație nu mai. Adică boxer, Subaru și Porsche ce mai fac, dar răcite cu aer oricum s-a renunța. Alfa Romeo nu mai face de mult. Ce să mai? Hai să ne punem în mișcare, că pierdem lumina. Chiar vreau să văd cum merge. Dacă eu o să conduc și tu, mai întâi merg și la întoarcere poate merg și tu, că e curios să văd cum se pare. Pam, pam. A, să uite. A. Da, uite ce materiale. Păi asta zic. Pe vremea aia. Pe vremea aia. Uite, moale. Moale, știu. Tapiserie, uite. Este capitonajul. În interior să nu strângăne ca la astea, uite-te și tu. Deci. Păi asta zic. Uite, cum zice, torpedorul cu iat. Corect. Adică. Da. La ăsta. Și uite, pentru suport de cum era înainte, să pui ăsta. Ăsta moale, ăsta moale, deci totul. Da, ăsta tapiserie e refăcută, dar mai am niște scaune originale, dar acum... Ce să mai, haide da. Că sunt chiar curios. Da. Deci uite, ceas, Jäger. Da. După aia s-a făcut la ITC Timișoara. Peugeot-ul meu 405 avea instrumentarul de bord tot Jäger. Ceasuri Velia, tot franțuzești. Și sateliții. Da, sateliți celebri. O chestie foarte ergonomică. Da, exact. E un fel de volan multifuncțional. Da. Pe vremea aia, pentru că se conduce de aici și toate le ai aici. Flash-uri, claxon, semnalizare, fază scurtă, da, toate le ai aici. Da. Și tu conduci de aici. Are un singur braț ca să ai vizibilitate cam tot timpul cât e și să le ai și butoanele. Te gândești că astăzi Peugeot pune ceasurile în dreptul volanului. Interesant. Că asta zic, foarte mulți producători n-au evoluat atât de mult pe partea asta de ergonomie. Uite, mașina asta pentru anii din care vine are o ergonomie interioară bună. Da, loc da, în ea, uite de cât sunt eu de mare. Scaunele. Și uite, scaunele uite, confortabile. Susținere, adică zbuzetele e original, adică nu am schimbat doar... Pornire sfert? Da. Da, când aia trebuie să-i tragi șocul, asta e puțin când e la pornirea la rece, dar rest nu mai e atât. A, uite, cu oglindă. Cu oglindă la parasolar, da. Și se scot să dai în partea trei mânere. Uite, trei mânere, că la șofer nu. Iar aici cu agățătoare, reglabile și astea. Pentru să spui sacou. Da, pe vremea. Da, că... tare să știi. Da. Domnul Răzvan, te invit în Oltenia rurală. Da, că în oraș am fost. Vezi cum mă întorci pe aici. Păi eu dau cu spatele acolo, ce să mai... Și îmi place că n-are servofână, servodesc, știi, ești legat de mașină complet. Trebuie să fii chiar șofer. Adică... Da, dar vezi, din nou, Olsitul n-a avut problemele... Uite, și timoneria. Adică problemele Daciei cu pompele de frâne, cu conducte, cu... Și uite, ventilație, stai. Și știu. Nu, dar vreau să zic, parcă sunt la mașinile moderne, adică ce calitate, adică nu-i plastic de la ordinar, adică și nu știu, 86. Da. Închis, deschis, da. S-a crepat în cauza... Da, uite, moale. E pur material. Aici e plastic, dar ca la astea nu. Volan. Oprește ventilația. Da, nu am vrut doar să arăt. Adică, totuși aici e vala, dar ce scotea doar pe acolo,
și nu-ți venea în față. Plus că faptul că un motor boxer se încălzea foarte repede. Da, iarna bagă căldură de... N-ai. Deci cald, cald și destul de repede. Că exact aerul cald de pe evacuare ți-l bagă înăuntru. Bine, mai am niște rumezi la cutie de schimbat, nu i-am găsit la momentul oportun când era demontat, o să fac la anul treaba asta. Cu ce viteză vii așa când călătorii și cap în România? Cu cât? Normal, dar pe autostradă am mers cu 120-130, adică se poate. Nu. Mai mult vreau să-l protejez, să nu-l folosesc, dar să nu-l folosesc, dar nu merge. Ambreiajul, hai să vezi, ține la mijloc exact cum trebuie, deci nu pe lângă, nu, nu știu cum, adică... Uite, uite cum... Nu știu. A treia are un pic, dar trebuie să mai îmbolățim. Da, totuși 86, adică n-am. Dar aici la stânga sau stânga, n-ai? Stânga, stânga, stânga aici. N-ai văzut suficient de clipuri? Ba, nu mai țin aminte dacă la țară trebuie pe acolo sau de acolo păi face la dreapta. Țară, nu, nu, nu-ți face probleme. Toată Craiova e o țară, un sat cu blocuri, știi? Toată România. Nu merge rău. A, nu? Deci nu merge rău, să știi. Adică, gândește că 86, asta trebuie să gândești, că sunt epave, din, ți-aduc din 2010 mașină, adică ați avut și voi. Deci știu. Nu trage stânga, nu dreapta, nu, adică... Păi asta zic. Dacă dai într-o groapă, nu-ți face volanul așa ca la mărcile alea, știm noi care? Adică... Se conduce... Adică... Nu e o mașină depășită sau ceva. Și uite că atrage pe vir, toată lumea pe strada asta se uită la noi. Primul rând zâmbește, lumea tu începe orice, că e tânăr, că e burtă, mai te zâmbește. După aia, da, mai mult, se uită, fac poze, alții știu, alții nu știu. E în memoria românilor, pentru că n-am avut prea multe opțiuni. Și... și astea au fost mai rare și acum când le văd, chiar, bă, ia uite, nu știu ce. Și e o mașină mai deosebită, clar, e altceva, e... Dacă nu ai avut, n-ai cum, dar toți care au avut au microbul ăsta, n-au avut Daci și au avut Olsen și atunci pentru Daci. Aici face în dreapta. Mereu a fost râca asta oricum între Daci și Olsen. Da, dar vezi, dacă lucruri, ei n-au avut... Sunt lucruri incompatibile. Pentru că una e o mașină în două uși cu un motor boxer, da, altă e o mașină în patru uși cu un motor normal. Dar aia e ca cozie pe spate. Ca generație asta e cu, cam, ca proiecte cu vreo 15, 12, 15 ani mai nou. Cel puțin peste 10. Adică este peste cu modelul următor. Asta deja cred că ar concura cu Renault 16, dacă nu chiar cu 18, știi? Da. Dacă oricum, ai ca tot, un produs echivalent al lui Renault. Și tot era peste. A. Vrei să mai închid un geam sau ceva? Nu, no, no, că mergem la viteza asta, chiar mișto de... De călătorit da, cu ea așa deci prin Oltenia. Și uite, chiar sunt rău de căldură, deci nu știu cum naiba în a mea, dacă nu am aerul condiționat climatronicul la low, la rece, nu pot să merg, parcă, dar în asta parcă nu mai simți nevoia, nici de muzică, nici de radio, nu i-am mai pus nimic, i-am pus capacul original și nu mai vreau, am o boxă wireless, dar nu, n-are sens, adică... Nu, dacă ai găsit unul de-al ei original. Da, pe ea au, dar... Tot așa o grămadă de bani în asta. Nu știu, nu prea mă mai atrage muzica acum la asta. Mai mult îmi place să aud treaba asta, știi? Zgomotul ăsta cu care am crescut. Nu trece, nu trece. Ah, da, nu trece. Nu trece, că aici toată lumea trece. Da, îți dai seama. Și asta zic, deci aici verifici nivelul lichidului de frână. Deci dacă se aprinde singur, înseamnă că s-a scăzut sub nivel. Da. Dar tu verifici, mai merge becul ăsta, știi? Vezi ce e interesant. Foarte tare. Ai ștergătorul pe spate, dezaburea, avariile. Stropitorul pe spate. Dezaburire. Da, nu, asta e pus de mine. Da. Era un buton fals pentru orice altceva. Și ventilație. Da. Foarte tare. Da. Deci foarte. Uite ce deci încuietor și ce asta tot așa, foarte moderne pentru vremea aia. Da. Adică nu ca la Dacia de batrăgeai de aia, ba să deschizi ușa din spate, trebuia să intri prin spate, adică na, era. Și uite, uite cum e cutiera, deci fii atent cum stai. Știu, pe azi, e impresionant cât, da. Cât loc e în ea. Și câte abuzunare, uite câte abuzunarele are, câte chestii am în asta și câte chestii am în adică. Și ai vizibilitatea asta. Da, exact. Asta toate mașinile da. Din grupul Citroen și Peugeot-urile da, le au. Parcă poziția. Te uiți la un cinematograf da, așa, da, da, parcă da. Te-ai privit pe o fereastră panoramic, gigant. Panoramic, așa se numește. Adică da. Vezi, da, da. Vezi zona, vezi da. Zona în care mergi, vezi lateralele, vezi oglinzile. Uite, are pentru geamuri, vezi separat, vezi, ca la astea moderne, asta e pentru da, tine și ăla e separat. Să da, dezaburească. Da. Cu, pentru antiorbire, știi? Și după aceea, astea cu reglaj, alea erau fixe primele.
Bă, mă bucur că ai venit, să știi. Și... Da, da, pe ți-a nimerit și ți-am zis eu că o să vină. Chiar te așteptam. De oricum ne vedeam la mare. Da, da, da. Dar parcă e mai bine că ai adus-o aici, știi, exact pe... Da, da, pe și eu am refăcut, uite, că n-am fost niciodată, zic, uite, bă, mi-a fost tatăl meu. Poate să-ți placă traseul ăsta pe aici, da, da. Te facem tot traseul și da, la dreapta, da, da, și da, în sus. Da, da, cât consumă, chiar, că și asta era o problemă, da, la all-seat-uri, știi? Îți dai seama că acum mai mult la, prietenul meu l-a reglat să meargă bine, nu m-a interesat acum să fie, știi, și nu știu, mereu îi bag la jumate, îi mai bag, ca să nu am stat să-i fac. Am oricum înțeleg. Eu sunt obișnuit cu consumul de la GTI, așa că asta, cam tot așa, cred că tot așa consum. Da, cam, bună asta, bună. Un 10 rotunjit, eu cam cu 10 calculez ce să mai... Na, asta nu te uiți la consum, ce să mai... Important să meargă bine, să stea bine relantiu, să... Dacă nu o să mă las de sportul ăsta sau dacă nu se va întâmpla ceva rău, vreau să o filmăm și peste 20 de ani. Da, da, pe eu ți-am zis că o să rămână, aia ținem legătura, normal. Let's... Pentru că e o parte din istoria noastră, din copilăria, da, noastră, da, da, din adolescența noastră. Cu bancheta din spate am mers, am dormit, am aia, după aia am trecut direct în față, culmea, în dreapta n-am stat, asta mama. Și după aia la 18 ani mi-a dat-o, am trecut direct aici, în dreapta, în prea. Uite aici pot să-l pun. Și aici pot să... Da, sau pot să-l pui acolo chiar, da. Da. Și după aia am trecut direct la volan. Și asta a fost bine că eu am condus în continuare, adică am avut mașina mea, n-a trebuit, prietenii mei aveau, dă și mie tată mașina, hai că iau și o mașină, nu știu ce. Mă uitam unde am microfonul, ai dă și mie mașina, iau și o mașină în seara asta. Eu am avut mașină și a fost bine pentru că am condus mult și am condus și iarna și noaptea și pe ploaie tot timpul. Și de acolo am prins experiența asta. Și apropo de, mă întrebai de pasiunea asta. Deci tatăl meu a avut mașină de la 20 ceva de ani. Stai, Răzvan, că da. Deși la noi s-a făcut verde. Asta e România, ce să fie. Din față cineva forțează semaforul. Două mașini. Deci a avut mașină la 20 de ani, 20 ceva de ani. O din asta care avea Gheorghiu Deși, cumva se numea Zim, din ăla rusesc. Ajunsese pe la primărie, la un sat în care era el în Dăniel și s-a dat la casat și el a luat-o și a fost prima lui mașină. Da. Deci cu aia m-a luat de la spital când m-am născut, deci ca în filme. Iar după asta, din clasa 1, încolo am avut mașină și am văzut, m-a luat cu el, o spăla, o mergeam la serviciu, îi schimbam uleiul, roțile, nu știu ce, deci de mic m-a luat, am crescut cu ea și de acolo am pasiunea. Știu că și înainte să plecăm undeva, mergeam cu mama cu așa, dădea prelata, nu știu ce, mai întâi o ștergea și după, și mama zicea, hai odată, lasă-o, n-ai micor, cum se murdărește pe drepte. Până nu o ștergea tata măcar de praf, nu plecam, știi? Și uite că așa a rezistat mașina, practic, adică a fost îngrijită. Eu la fel am preluat-o și am îngrijit-o, nu am... Și au avut mașini noi, deci Olsit după aia Cielo, de aia și eu mi-am luat mașină nouă. M-am chinuit, zic, să-mi fac și eu tot mașină nouă, pe gustul meu, și eu am și acum. Ai văzut Golful care s-a fost filmat și... Chiar mi-a plăcut Golful. Bine, da, n-avea cum să nu-mi placă. Da, da, pe asta zic, e o mașină și aia specială, la fel. Asta e specială într-un fel, aia într-un fel, deci... La dreapta pe aici. Bun venit în Oltenia. Mai am niște tăbițe pe spate, trebuie să le reglez la plăcuțe. Mai sunt, că până nu... Da, oricum la o mașină de genul ăsta tot timpul ai ceva de făcut, da, aia, da, așa de... Până nu mergi cu ea mai mult să vezi ce mai se întâmplă, da. Trebuie să o... Da, uite ce cuploare. Da? Unde e Luci Popa? Da. Nu-l lăsam să meargă cu ea. Mă cheamă și Popa, deci... Nu e junută cu el, nu? Nu, din fericire. Da, exact pe drumul ăsta îmi place să merg cu ea. Că așa a fost făcută, adică... Chirajate... Deci traseul ăsta al nostru e interesant pe aici, da, să știi. Nu forțez, dar merge... Da, este, știu, l-am văzut numai din filmări, dar uite că... Chiar îmi place că merg cu Golf. E și răcoare. Te așteptăm și cu Golf o dată. Da, da. Uite cum se ține, observi? Păi asta zic, deci mașina, tu mergi pe aici cu 70. Cum mai merge cu orice altă mașină, da, din, da, prezent. Da, 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 da. Și foarte confortabil. E foarte prost, adică... Și foarte confortabil, să știi. E impresionantă, să știi. 80. Nu o forțesc, că dacă e poasă, că asta e mers așa, o să mergi tu la încoarcere și hai să vezi. Dar are cupul, deci dacă accelerezi... Motor de turație, exact. Da, da, 6500 ca la Golf. Adică, da. Păi și iluminare frumoasă, da, are, da, la, da, 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 la bord. Foarte odihnitoare, da.
Aici se văd astea verzi, la lumini și aici roșii. Portocalii așa. Ți-am zis, am fost la Poiana Brașov, pe serpentea la deal, am depășit vreo nu știu câte loganuri de 1.6, loganul la 1, chiar scria pe spate, nu 1.4, deci dacă era 1.4, băi, 1.6, deci, bine, și șoferul mai contează, dar, băi, de, nu aveau vlagă la deal, la curbe, ziceai că se răstoarnă, le vedeai cum se chine, și eu treceam, băi, chiar că eram singur, aveam bagaj, aveam niște chestii, aveam niște... Te bag și a cincea. Să vezi că are cu pușina a cincea. Vezi? Nu tremură, nu dârfă. Nimic, chiar nimic, deci... Adică, uite, 80 la oră, n-ai cu pași. Și uite... Că nu... Să-ți facă să... Îmi place. Să mă las să merg și eu pe la torce. Eu vreau. E păcat, adică... Deci uite, în a cincea, nu-și pierde vlaga, adică cine? Și motor de 1100, adică nu e motorul mare ăla de 1300 care... Ceva de 1.3 deja are performanțe. Da, ăla e chiar... Asta e normal, așa, dar... Da, deci ca o mașină, nu mă simt că mă sui într-o mașină vie, dar mă simt foarte legat pentru că totul e fără servo. Adică frâna e din tăria ta, dar are frâne bune, prin discuri și mari. Și raportate la dimensiunea și la greutatea mașinii. Sunt mai mari decât la unele mașini care exact, sunt supra-dimensionate, practic. Da, da, da. Și ventilate. Și cu senzor, ți-am zis, se aprinde aici în bord. Îți arată tot. Uite aici. Asta e frâna de mână și aici când se aprinde trebuie să schimb plăcuțele, exact ca la astea moderne. Acum aveți, ne mai depășesc mașini moderne, da? Că l-am lăsat, dacă... Avem și noi foarte multe. Vrei, avem și noi foarte multe din astea. Marca asta e aici. Da, îl fac de rușine, dacă vrei, nu e greu. Mai în față trebuie să băgăm în parcarea de la spital să întoarcem. Deci că îți place aici prin Oltenia. Da, și îmi place, uite, că și răcoare aici. Da, dacă avea și aer condiționat cu Mario Cielo, de exemplu, chiar că era mașină de zi cu zi. Uite, la 5-a la deal? Da. Uite, și dacă accelerez, îți depășesc golful cu a 5-a. Dacă-i dau apa ta, nu mai vorbi. Da. Zici și tu. Dar românii n-au înțeles-o, bă, că-i proastă, că-i aia. Stânga, trebuie să mergi în parcare aici, stânga. Dar era complicată pentru ei și omul... Aici. Aici? Aici, da. Ah, dar nu dădeam seama. Bagăm partea cealaltă acolo, să o întoarcem și ne schimbăm. Am crezut că are o altă ieșire, dar tot aici, da. Uite cum face prin gropi, prin pietre, pardon. Vreau să zic că asta vreau să zic acum. Mai zdrângăne cea mea, pun porbagaj. Deci sunt mașini noi, da, care fac ca toate visele pe aici, da? Uite. Mă rog. Gata, Răzvan, ne schimbăm și o luăm spre casă. Adică o luăm și pe celălalt traseu. Dar nu e relativ puțin cam mare. Da, mai merge regla din aer, știi? Dar mai bine să se ungă, știi, decât să meargă prea... Am înțeles. Iar când e rece, stă mai jos, știi? Și de aia, dacă îl reglezi așa, după aia nu prea stă. Și la rece stă la 600. Se reglează, are un șurub de aer. E simplu cu o șurubeliță. Ai loc când ești la picioare. Da. A treia e puțin, trebuie să o bagi puțin mai... Uite cum face cu șanțele astea, nu? Cum ține ambreiajul? Nu ține exact unde trebuie? Ba da. Adică nu trebuie să te obișnuiești sau să... Nu? Ține exact unde trebuie. Am văzut. Acea de sincronul? Da, cred că trebuie să o... N-am avut atunci piesele și n-am mai umblat la ea. Ține-o de aici. Oh, da, am uitat. Așa. Am rulmenții, am ăsta, o să o desfac la anul. Mai, anul ăsta nu mai umblu la ea. Ce la mă, câini sau vulpe? Na, câini. Îmi zdrângă-ne chestiile din spate, din porbaca, dar nu? Altfel, nu vreau să zic, altfel. Nu merge rău, să știi. Deci mașina merge. Stabilă, foarte stabilă. Ha. Adică oricum nu te aștepți să meargă așa. Să știi că nu te aștepți, exact, adică, bă... Mulți stă, bă. Și uite. Da. Impresionant, da,
Aici sunt flash-urile și acolo claxonul și semnalizarea acolo. Da. Nu se dă singură la loc, că n-are cum. Și martorul aici, ce... da, da. Aici e un pic de piesă de inginerie. Oh, sunt francezi și ăsta, și românii, dar cam proaste. În sateliții. Da, electronică, practic. Gândește cum era în 86 asta. De 87. Aveau Dacia 1100 și 1300 și care avea străină era... Cred că e o mașină din anii aproape la nivelul europenelor. Da, da, da. Adică... Păi dacă compar cu Golf-ul, nu? Că eu sunt fan Volkswagen și Golf ca și tine, în fine. Dacă compar cu Golf-ul... Nu, eu nu sunt fan, eu doar mă prefac în toate episoadele. Da. Nici eu nu sunt, am și sunt mulțumit de ea, nu știu, altceva... Așa și eu sunt la 10-lea și tot mulțumit și nu voi la altă parte. Eu am una și n-am schimbat nimic la ea, nu știu, altceva, nu mă interesează. Adică asta e exact ce spui tu. E... Adică dacă o compar cu Golf 1 și ca design, ăla era mai pătrățos, mai așa, mai... Dar tehnologic rugine. Nu e avea un motor transversal răcit cu apă, clasic, osie pe spate, adică ca la Dacia 1300 era Golf 1. Nu era... Dar e impresionant, mergem cu A5-a, da, la 50 pe oră, da, și accelerez și mașina trage. Da. Pentru un motor de 1100 pe carburație, da, cu aprindere pe Delco și așa mai, da, departe. Da, benzină de 99 totuși. Adică, da, e pretențios. Îi scria așa minim 98 pe vremurile alea și îți dai seama că nici nu se găsea și chiar dacă era 98, nu era de 98 ăla. Deci țăcănea avansul. Asta a fost marele minus al acestor mașini. Faptul că uleiul la fel foarte prost. Nu mergeau cu benzina din acei ani. Da. Iar bătrâna Dacia mergea chiar, da, și cu gazolină. Da, da, da. Știi? Ulei nu mai vorbesc, mergea cu orice fel de ulei la fel. Iana are un calandru în față, din fabrică, din plastic, care se astupă grila din față și asta e tot. Iarna ta, adică iarna sub, nu mai știu, 7 grade, ceva de genul ăsta cam. În rest n-ai trăbuși. Adică să nu intre aerul, forța, să intre doar mai puțin pe jos, pe la bară, să nu intre pe sus. Practic jumate e astupat. Are o turbină mare în față. Dar chiar îmi place, să știi. Da. Nu, dacă pot să mă filmez puțin pe mine. Da. Nu, nu, nu-l întorc, nu-l întorc, așa. Ca să se vadă că în mașina asta este loc. Da. Și e loc și în spate, iar bancheta, șezutul la banchetă e foarte lat, foarte mare, adică ți-a acoperit tot. La Dacia, ții minte că era cam jumate din picior, dacă știi, era o fel de dormez așa mică. Asta e foarte lat. Nu mai zic că se rabatează și ca la astea moderne, se dă șezutul în sus și asta în spate, știi? Adică chiar se face plan și aici nu te lovește cel încarci în scaune, că îți vine șezutul ridicat, care are fier cu tablă pe des. Dacă îi făceau și injecție, cum a avut Dacia, ultima Dacia aia 1310, cu motor cu injecție monopunct, oricum, chiar că era... Să le spunem urmăritorii noștri că tratativele de demersurile pentru fabrică au început în 77, da, mi se, da, pare. Da, da, da. Și mașina s-a făcut până în 95, ultimile. Da, 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 da. Care s-au numit Oltena, pentru că... Oltena nu mai aveau dreptul să se retrăseseră francezii, iar ultima se numește Rodec, că deja venise DU și s-a mai fabricat. Ultima e la Craiova, la fabrică, unde am fost și noi astăzi. Ultimul Olsit fabricat și care are Rodec. Așa se, da, numea... A apărut Sielo după aia și... Deci până la urmă vezi că Oltenia noastră cam... Da, e inima industriei auto din România. Da, dar să vezi că am aflat... Suntem la 5-a, 6-a mașină făcută. Da, da, da. Am aflat că normal ar fi trebuit în Timișoara. Și după aia s-a făcut în Craiova prin niște insistențe a unui... Nu mai știu exact, da, să zic povestea. Altfel, în Timișoara s-ar fi făcut. Deci era 100% Timișoara. S-a intervenit prefectul, nu știu ce, primarul de pe atunci, cu nu știu cum, cu francezii și a făcut o chestie, nu știu. Și de gol a venit, a ales Craiova, da, 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 ca, da, să nu fie aproape de granița, da, cu rușii, știi? Da. Să fie cât mai, da, departe, de practic. Zic, da, da, zis, era, acum am aflat și eu că era Timișoara 100%. Cumva s-a ajuns la Craiova, da. Și singura, zis, societate mixtă, Oltenia și Citroen, știi? Și culmea, voi aveți, deci n-aveți hotel la număr, știi, că mai are Slatina. E celălalt județ, da. Da, așa, și aveți Dâjii și ea se numește Olt, mi se pare asta, mi s-a părut niciodată așa, știi. Păi Oltenia e provincia. Da, 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 dar vreau să zic, adică, dar mașinile aveau Dâjii, dacă era ca lumea să aibă mașinile Olte și Olți, știi. Practic, Oltenia se termină la rândul Olt. Da, da, da. Deși... Da. Trebuie mai, da, și trebuie să o ia singur așa, da. O să o desfac, o să o fac. Asta e, neumblată în acest. I-am schimbat doar uleiul și atât.
Dar uite că urcă. Da. În regim de... fără să o forțezi. Da, și ai peste 3000 are, cu 3500 e asta normal, adică... Ea este turație. N-ai fost aici niciodată. No. Voi la Constanța n-aveți așa ceva, pentru că sunteți în plan orizontal. Aici avem niște dealuri foarte frumoase. Da, da, știu, și chiar asta. De-aia am mers cu ea prin țară, până la Poiana Brașov, pe la munte, îmi place. Să merg pe serpentine și... La deal n-are treabă, deci... Ele de turație că se răcește, el trebuie răcit, nu să mergi sub turat ca să nu știu ce. Trebuie ca să se învârtă turbina aia, care e legată fix de... deci ambielajul motorului. Nu este separat, cum se învârte el, așa se învârte fix. Știi ce mai avem în comun noi la Craiova cu voi la Constanța? Spitalul județean, e același proiect, da, identic. Da. Doamne ferește să n-ai, să n-ai nevoie. Și sunetul ăsta e alt sunet, știi? E frumos, are un sirenaj. Ce interesant și impresionant la ea așa. E, simți că e mecanică, da, în ea, da, că e totul mecanic. De asta sunt legat și îmi place, da. Ai o plăcere, știi? La alte sunt artificiale toate și nu mai prea mai simți. Foarte stabilă, să știi. Da, da. Foarte stabilă. Da, deci e turat. Știi că pe aici aveam o expresie la bătrâna Dacia, să-i dai a patra în pantă. Da, și gândești că are motorul cât Dacia 1100, de fapt. Cu aia trebuie să compar la... Sunt cu accelerația la jumate, da, și am luat viteză. Da. Și acum am vârful pantei, numai 5-a. Da. Faci tu cum faci și mă bucuri. M-ai bucurat cu GTI-ul, acum veniți la Craiova. Aceeași clasă, dar altă asta. Generație. Ce tare! Treaba e aceeași, rețeta e aceeași, cam. Da, rețeta e aceeași. Da. Exact, chiar asta mi-a plăcut, băi, are discuri față-spate, GTI-ul mă refer, are independentă față-spate, e benzină, are 6500, zic, e la fel, zic, de asta mi-a... Haion, rabatabil, deci pachet, adică aceleași chestii, are... Da. Are important să se închide torpe două. Poți merge cu ea, să știi. Da. Deci poți merge cu ea. Ales mereu seara, mergi dimineața, noaptea, nu mai zic, adică eu plecam de obicei, dacă mergeam la drum, plecam noaptea să merg pe răcoare, ajungeam dimineața, nu știu. Asta e problema cu căldura, da. Dar oricum are astea, știi, și se pot regla. În afară de sezonul ăsta cald, da. Poți merge cu ea în mașină. Doamna primăvara și iarna, nu mai zic, da. Da, dar eu folosesc doar așa, nu vreau să... Nu are mașină de hobby și da, păcat da. Să... Dar mă bucur că ai pasiunea asta și că ții de ea. Da. Asta e hobby-ul meu, n-am alte vicii, alte astea. Și au și valoare sentimentală. Chiar e capsula timpului pentru mine. Adică, în asta am senzația, mă întorc în timp, numai de la... Acolo e ștergătorul, da. Da, mă uitam pe la... Totuși foarte ergonomic, da, da. Pus așa. Așa, și aici lungă scurtă, vezi? Da. Dar foarte ergonomic. Și aici doar ai flash-uri. Deci avea separat pentru flash-uri, îți dai seama. Foarte ergonomic, foarte ergonomic. Da. Și uite frânele acum, să vezi. Hă? Frâne. Chiar are frâne. Pedala stă, adică nu se duce așa să... Nu, no, are frâne. Stai că cred că vine unul tare. Da. Nu vine prea tare. E. Asta era de hartă. Da, da, nu merge, încă n-am făcut-o funcțională. Mai am de lucrurile, am mici detalii, dar a trebuit să o termin odată că... Acum, nimicul 2 ani de zile. Nimicul de astea la o mașină de atâția ani sunt greu de... Da. Sunt greu de pus la punct și de ținut. Da, dar după ce faci funcțional totul, păi ai timp de nimicuri, știi? Dar să le faci pe toate deodată e greu. Opa. Am ratat doiul. Da. Da, și se aprindea stânga-dreapta separat. Ți-e uite, oricum sunt la astea, știi, e văzut. No, păi, nu, e sincronul. Da, da. Am încercat și cu dublu ambreiaj. Eu, nu, dar eu o reușesc. Dar trebuie să o lași ușor și eu o ia singură, știi. Eu știu. O să umblu la anul, o să dau jos și am luat și rumenții. Dar chiar merită să o pui la punct. Da, da, da. Da, dar ți-am zis, mai întâi am făcut-o așa, că după aia... Da. Și acum mă ocup de...
asta, dar am mai puțin de lucru acum, altfel este, fac cutia, fac aia. Da, și toți fac poze, toți zâmbesc, poliția n-ai treabă, toți chiar vor să te oprească și pe aia că văd, oh, nu știu ce, dă-i, n-ai, lasă, erau razie prima maia, nu, lasă. Și pe autostradă erau cu motocicleta polițiști, au venit pe lângă mine, s-au uitat la ea, mi-a făcut așa, iată, nici nu m-a oprit poliția să mă... Adică, chiar n-ai treabă. Și unde mă duc? La Pecom. Încep să mă întreb, se uite, pot să mă uit, pot să fac postă. La hotel, da, da, la recepția, unde te uiți, zice lumea asta. Că nu mai scap de povești. Și vezi, deci nu trebuie să te obișnuiești cu ea, adică bă, să mă obișnuiesc cu ambreiajul, cu frâna, adică sunt normale așa. Adică, e mult mai plăcută ca mașină în comenzi, așa, decât... contemporana exact, ei, știi, da. Adică e mai da. Și de doamne și de da, domnișoare da. Și... Mama a mers cu a condus, se ducea singură la serviciu, adică chiar mă mir acum când mă gândesc, dar uite că se descurca, știi. Cum ți se pare așa panorama satului da, nostru? Da, 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 e calme că aveți avem dealul mult. Da, da, și vă să feriți, da. Da, și Dobrogea are dealuri și are munți, gen foști munți care acum sunt niște dealuri, știu. Vin la vin în toamna asta și facem o excursie. Să mergem la Tulcea. Da, vorbim, trebuie facem. Să vorbim dinainte. A, clar, de fapt, că nu zic nimic. Are și frână de motor, adică... Păi se simte da, deja, te-a da. Început să... Da, 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 are cuplu, adică deci, nu dă peste cap motorul. N-ai idee câte mașini am mers pe aici, am... Ce care erau în copac, trebuie să ții din frână, da, din frână. Am condus și eu foarte multe mașini. Am văzut, deci sunt mașini moderne. Da, da, da. Și cu cutie automată. Da. Care neavând frână de motor. Da. Depins de pedala de frână. Da, da, și toată ziua o ții în frână. Și dacă ai un carosabil mai așa sau ești unul care n-ai fost atent, nu știi prea bine cu condusul. De aia nu plac. N-ai anvelopele potrivite, ai un pot, te poți trezi într-o situație în care nu da. Mai ai ce să faci. Da, da, da. Și asta are frâna de mână pe față, are plăcuțe separate pe discurile din față și chiar are frâne, deci fiind pe față, nu e ca la una, ai rămas fără, doamne feriți, rămâi fără frâne, ceva se întâmplă. Ai tras, sfuge spatele, te duci, nu? Deci ai pe față, poți să mergi cu ea, foarte frâna tare. De mână, foarte, tare. Foarte lejer, adică, pentru că ai pe față, unde ai controlul. Nu ai pe spate să ți-o târie și să nu faci nimic, aia ai degeaba. Da, pe față. Deci acum am coborât dealul cu aceeași viteză ca mașinile da, din față, da, care sunt mașini moderne da, până la urmă. Dar ea stau mai mult pe frână, uite, tu nu stai. Păi asta zic, exact. Eu frânez doar înainte de exact, curbă. Da. Și pentru că frânează ei, că dacă era mergea altul în față, știi. De asta, eu m-am chinuit cu mașina de șofer pe Dacia, să conduc Dacia, că nu condusesem. Asta am făcut, că dădeam examenul, l-am dat pe Dacia, aia că asta era mașina de școală. Asta a rămas stricată de când ne-am urcat. Ce unde ai? Sărac? Cine știe? Dar a rămas acolo, gata. Da, și deși are discuri pe spate, zici tu, au făcut una pe față, vezi, tot pentru siguranță. Deci nu că da. Ai discuri pe față și să facem pe față că pe spate avem ferodouri. Nu. Pentru siguranță și... Chiar ne-au povestit oamenii din raliuri că n-au rămas fără frâne, după aia, da, se încingeau, se nu știu ce, bă, foloseau frâna de mână, măcar... Mai aveai un... Era altceva față de celelalte mașini, da. Uite, am niște, ți-am zis, niște tăbițe la apărătoare, la plăcuțele din spate și trebuie, au niște arculețe, trebuie... Deci orice arată mașina asta, nu o vom critica, da, înțelegi? Da, da, că nu, am zis așa, că aici da. E care se pot rezolva, nu e defect. Citroen este un nume în automobilism. A fost. Și prin, nu e chiar așa, pentru că acum cu DS-ul, să zic, mai o scaldă puțin. Să nu uităm de prezența lor în campionatul de raliu. Da, 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 da. Păi, bă... Da, da, tracțiunea avant, cine a inventat? Păi, bravo, adică... Suspensia care a cumpărat-o Rolls-Royce. Deci Rolls-Royce are suspensia bravo pe de la Citroen cumpărată, da. Hidraulică. Ei au renunțat acum că Peugeot n-a mai. Înainte avea și Citroenul GS care avea același motor și aceeași cutie. Deci suspensie hidraulică. Da. Și cu același motor. Deci nu un motor mai puternic, mai mare, mai nu știu cum, mai nu știu ce. Același motor identic. Da. Costa mult. Se vindeau puține și
Dacă nu-l cumpăra Peugeot, intra în faliment. Dispărea ca marca, clar. Ideea au și făcut treaba cu All-Seed cu România. Au vrut să vadă dacă scapă de faliment. Știi că aici, pe la noi, prin sat, oraș, umbla o vorbă că în Franța, în fabrică, ar fi existat un tablou al lui Ceaușescu. Și cei de acolo ziceau, dom'le, dacă nu se întâmpla parteneriatul ăsta, dădeau faliment și n-apucau să-l noi ne-a salvat acest parteneriat, ne-a dat un boost, ne-a impulsionat economic, raportat la anii respectivi, la situația de atunci din Franța. Da, deci dădeau faliment și nu n-apucau să-l cumpere pe jo. Așa, după aia l-au cumpărat. Uite ce frâne are, nu? Ce și nu trebuie să te obișnuiești cu pedala. E foarte... Și vezi, nu se lasă de bord, asta, e reglat. Efectul frânării e... Și are din ăla mecanic, bun. Știi cum e ce repartit? Da, mecanic, adică. Și n-a umblat la el niciodată. Să văd ce și cum, nu s-a blocat, nu s-a... Și uite, îmi place cum arată benzina, vezi? Deci exact ca un bidon și vezi că e la jumate acum, se duce acolo în sus, în jos, nu? Cu ceas, cu... Dar chiar... Dar stai bine în ea, da, și adică... Și vezi, uite, bordul cum e lăsat, încât vezi, știi? Nu... Nu ai, ca vizibilitate, foarte vezi foarte șoseaua foarte aproape, vezi? Nu trebuie să te duci așa, să vezi. Da. Gata, am băgat în văzut? Ai văzut? Am nimerit-o. Am nimerit și pe la noapte, e șofer. Te înveți cu ea. Da. Da, trebuie refăcut. Da, uite ce cutie. Neumplată în ea, doar schimbat uleiul, doar acolo de tot. Na. Acum traversăm râul Jiu, geografic vorbind. Dar nu mai se termină podul ăsta odată. Păi nu, stai liniștit, poate vii tu la două peste încă 20 de ani cu ea și poate va fi gata. Băi, de vopsit, deci nu-i de făcut să zici că asta într-o zi n-aveau ce face chinezii aia, dacă se pune. Era chinezul și stâlpul, chinezul și stâlpul și gata. Într-o noapte asta este... era vopsit. Și când te gândești că acum, în anii 70, s-a construit fabrica pentru mașinile astea pe un teren viran. Da. Și chiar sunt oameni de aici care au lucrat la construcția fabricii, ce beton s-a folosit, ce fier, ce... Da, să vezi ce tehnologie, deci era a cincea din Europa pe vremea aia. Deci a cincea ca tehnologie, adică când era BMW, Mercedes sau Audi, era în Europa, nu comparăm cu Rusia sau cu Europa. Deci a cincea ca tehnologie. Adică primele trei topuri, îți dai seama cam că nu știu care era patru. Era și Land Rover și Jaguar, probabil că aceia au fost pe dar vreau să zic, deci era a cincea a tehnologie. Cu vopsire, cu cataforeză, cu adică controlul calității, aveau computer, cum ar veni pe vremea aia, ca acum, era o hală mare, era computer și erau legate astea. Și exact ca acum, în astea moderne, se știa ce piesă vine, ce aia, unde se duce, cum... Adică... Dar vezi că totuși e ghinion cu fabrica asta, pentru că a fost All-Seed, s-a terminat, a venit DU, a fost ceva, un buf, s-a terminat. Acum Ford-ul a venit, văd că l-au dat la Otosan, la Turcii, cam pe ducă. Deci totuși poartă ghinion fabrica, știi? Din câte văd eu. Adică putea să fie Citroen în continuare, cum a fost la Dacia, până acum, până în prezent, vezi? Dar era o continuitate din asta. Că a rămas marca Citroen, știi, până la urmă, chiar dacă era de pe jos, știi? Dar uite că... La fel, DU a plecat, acum Ford-ul nu știu ce și e cu Otosanul nu știu ce. Deci poartă ghinion. Totuși, din păcate. Tot Dacia asta rămâne până la urmă, nu scăpăm de... Adică văd că asta tot... Uite, oamenii au Cielo și o spală. Da. Și mai ales, vezi că Dacia Meru, chiar dacă a plecat Renault, i-au construit Dacia până... Păi, cred că singur... Dar ăștia n-au mai erau. Singura țară din Europa care a construit același model de mașină timp de 45 de ani. Da. Bă, 45 de ani? Da. Ce vorbim? Zici că e Morgan de la păi care... Ce? Că... 45? Ce? Mi-a scris un urmăritor, doamne, că nu mai e nicio legătură între aia prima și... Alo? Între zâmbetul lui Iliescu, da, care are carburator și altfel de faruri, dar ce? Da, exact, poți să o faci invers, pe aia poți să o faci 1300 sau pe aia poți să faci zâmbetul lui Iliescu, fără probleme. Ce n-ai? Ce perspectivă am fi avut să fi avut mai multe, să fi avut trei nume de... Fordul să fost în altă parte, da. S-a fi fost... De U, Chevrolet să rămână, mamă, adică ar fi fost, da. Uite, Ungaria are Audi, are Suzuki, BMW. Și normal care n-au, adică n-aveau marca lor, nu erau. Deci nu te-ai obișnuit cu asta, adică să zici că bă, tate, bă, e gata, o mașină normală. Deci n-am ce să mai, gata. Uite, am nimerit și a treia, am prins-o.
Nu, nu, e a cincea. Da, da, da. Nu, mai mult. Asta e, trebuie să aibă și aua, nu poate să le aibă toate. Dar să știi că chiar mă mai fac o fericit astăzi. E prima sau a doua mașină după cum care îți place? Chiar dacă sunt alte clase, alte, așa ca idee, top. E una din mașinile care îmi place, știi? Eu n-am avut All-Seat. Da, știu. Prieteni de generația mea aveau, știi? Se mândreau cu ele, le tunau, le făceau. Da, dar m-am învățat cu ea așa, ca parte din peisajul craiovean, da, știi? Da, dacă n-ai avut, nu. Dublu corp, carburator și al doilea e mai mare. Deci nu e identic, e chiar mai mare. Hai să mai prindem un pic de lumină, da, pentru poza de cover. Prindem. Să ne luăm la revedere. Au de turiști, da, craioveni, da, veniți, da, chiar vrem, la chiar water park. Filmează, filmează. Da, da. Felicitări. Pac, deci, se stingem și farurile. Da. Pac. Și uite și la centuri, vezi ce sistem are de, vezi? Da. Adică pres, nu știu, naiba s-a făcut, dacă scrie, uite chiar să mă uit. Ia uite. Sunt originale. Sunt chiar originale ale ei. IME Brașov. Made in România. Da, Brașov, IME, nu știu ce înseamnă, IME Brașov. Ah. Ce chestie românești, vezi? Bun. Da, alea retractabile erau franțești. Răzvan, ce să mai trebuie, ne vedem peste 20 de ani. Sper să ai tot un Golf GTI de... Clar, de colecție, să-și de ca asta. Și pe asta să o dai copiilor tăi și așa mai departe. Da. Păi oricum, am și Sielo. Stai liniște. Ai și Sielo? E 96 de nou, ți-am zis. Și merge? Da, cum. Păi când vii la Constanța, fii luăm Sielo. Da. Ai mai avut Sielo, am văzut pe ăla. Da, dar tot timpul place. Al meu e clasic și... E de Corea? Da, 96. Surpriză. Vedeți el, ia uite, la Constanța. Ce să mai, îi mulțumim lui Răzvan că a bătut drumul pe aici. Vă mulțumim și vouă că v-ați uitat tot clipul. Evident, trebuia să vă spun la început să apăsați pe like. Apăsați la următorul click pe like. Olsitiști, neolsitiști, nu contează. E o parte din istoria României, exact. Generația noastră a prins-o. Da. Cei care sunt mai tineri se uită. Da, dar avem, da, fani și posesori și tineri. Da, da. Culmea. Ne vedem curând în noi și noi episoade. Like, share, subscribe, clopoțel ca să fiți la curent cu tot ce postăm. Ca să înscrieți, aveți în descrierea clipurilor pagina de Facebook și Instagram-ul, chiar și mail-ul. Și ne vedem cu bine. Bye, bye. Bye, bye.